Vom face un circuit foarte simplu, utilizând un LED, o rezistență și un condensator. Eu folosesc un LED albastru. Rezistența este de 56 de ohm. Ar folosi un condensator. Acesta este un condensator de 1000 de microfarads care funcționează până la 16 V. Circuitul funcționează astfel. Vom pune rezistența de 56 de ohm din plus sau din minus. Dacă am pus din plus, vom lua LED-ul și vom pune plusul astfel la rezistență și minusul într-un rând liber. Acum putem să luăm un cablu și să îl punem de la minus să meargă la minusul LED-ului. Iar acum vom lua condensatorul și îl vom pune cu plusul și în plus și cu minusul în minus. Acesta este minusul, are partea aceasta albă. Putem să începem circuitul. Când oprim circuitul, LED-ul se va închide ușor. Circuitul funcționează astfel. Când pornim sursa de alimentare, pornește LED-ul și între timp se încarcă condensatorul. Când oprim sursa de alimentare, condensatorul va începe să dea curent cu care s-a încărcat, din ce în ce mai slab. Și astfel LED-ul nostru se oprește încet. Aceasta este schema circuitului. Dacă v-a plăcut, dați like și subscribe!